Cei mai mari ochi din regnul animal aparțin calamarului colosal. Această creatură are, cel mai probabil, cea mai mare pereche de ochi care a existat vreodată pe planeta noastră. Aceștia au un diametru uimitor de 27 de centimetri, adică de mărimea unei mingi de basket. Calamarul colosal are nevoie de astfel de ochi nu numai pentru a-și vedea mai bine prada, ci și pentru a se proteja de prădătorii subacvatici. Ochii săi sunt orientați spre față, ceea ce îi conferă calamarului o vedere binoculară. Un alt tip de calamar, numit calamar gigant, are ochii plasați pe fiecare parte a capului. Asta îi permite animalului să vadă și el prădătorii. Dar deoarece nu are acea vedere binoculară, nu e foarte bun la estimarea distanțelor. Calamarul colosal, la fel ca multe alte specii de calamar, are o caracteristică fascinantă numită organ de lumină, câte unul în fiecare glob ocular. Aceste organe de lumină sunt alcătuite din linii verticale situate în partea din spate a globilor oculari. Ele sunt similare farurilor unei mașini. Dar, deși calamarul colosal are această caracteristică foarte interesantă, cel mai probabil nu poate percepe culorile. Majoritatea animalelor de mare adâncime nu pot, dar nu e ca și cum ar avea nevoie la o asemenea adâncime oceanului, unde e foarte întuneric. Oamenii, de exemplu, au ochi care pot detecta lumina doar la o adâncime de aproximativ 500-600 de metri. Deoarece calamarii colosali se găsesc la peste 1000 de metri sub suprafață, aceștia au trebuit să se adapteze pentru a vedea în întunericul aproape negru ca smoala. De aceea au și pupile foarte mari, de aproximativ 8 cm. Aceasta îi ajută să perceapă fiecare particulă de lumină din aceste medii dure. Ochii mari nu înseamnă neapărat corpuri mari, întreabă-i pe tarsieri. Sunt primatele care au cel mai mare raport ochi-corp. Fiecare dintre ochii lor e la fel de mare ca și creierul lor. Poți găsi aceste animale cu aspect de golum în Asia de Sud-Est. Pentru că au ochii atât de mari, aceste animale mici nu-i pot roti complet, așa că trebuie să se bazeze pe gât pentru a avea un câmp vizual mai bun. Asemănător bufnițelor, gâtul lor se poate roti la aproximativ 180 de grade pe fiecare parte. Tarsierii sunt animale nocturne și folosesc acești ochi cu aspect ciudat pentru a căuta prada. Nu depun prea mult efort în afară de asta. În schimb, așteaptă ca prada să se apropie de ei, stând răbdători în întuneric. Apropo de ochi mici, dar eficienți, unele tipuri de ochi de libelule sunt echipate cu aproximativ 28.000 de cristaline, mai mult decât la orice alt animal viu. Și deoarece ochii lor acoperă aproape tot capul, au o vedere perfectă de 360 de grade. Oare un animal poate supraviețui fără pleoape? Majoritatea ființelor vii au evoluat având pleoape care le ajută să-și protejeze ochii de mizerii. Pleoapele ne ajută de asemenea în mediile foarte luminoase sau atunci când suntem expuși la căldură ridicată. Nu în ultimul rând, pleoapele ajută la menținerea ochilor lubrifiați, astfel încât aceștia să nu se usuce și să nu-și piardă funcțiile. Ei bine, ei sunt gecko nocturni. Nu au pleoape, dar au găsit o altă metodă unică. Trebuie să-și folosească limba pentru a-și menține ochii lubrifiați și curați. De asemenea, văd foarte bine în lumină slabă, deoarece în timpul nopții vederea lor e de 350 de ori mai sensibilă la culoare decât a noastră. Normal, mi-ar plăcea să am ochi care își schimbă culoarea din când în când, dar, din păcate pentru mine, nu m-am născut renarctic. Ochii lor își pot schimba culoarea în funcție de anotimp. În timpul verii, de exemplu, ochii lor devin aurii, în timp ce în lunile mai reci au ochi albaștri. Aceste animale s-au adaptat pentru a avea această flexibilitate cromatică din cauza nivelurilor de lumină mereu schimbătoare din habitatul lor dur. Ai auzit vreodată de un pește cu patru ochi? Numele său oficial este Anableps și are o abilitate specială de a vedea atât deasupra apei cât și sub aceasta, simultan. Cum așa? Pentru că ochii săi sunt împărțiți în două de o linie orizontală. Fiecare dintre aceste jumătăți de ochi vine cu propria pupilă și retină, ceea ce înseamnă că pot acționa separat. Această dispoziție unică a ochilor îi permite peștelui să vadă atât prădătorii din cer, cât și să observe insectele de pe uscat care alcătuiesc cea mai mare parte a meniului său. Struții au ochii mai mari decât creierul. De asemenea, au cei mai mari ochi dintre toate animalele terestre, deoarece măsoară aproximativ 5 cm în diametru. Dar dacă te uiți cu atenție, vei vedea de asemenea că struții au ochii cu gene lungi și dese. Totuși, acestea nu sunt cu adevărat gene, deoarece nu sunt făcute din păr. Aceste fire lungi sunt de fapt mai degrabă înrudite cu penele și ajută aceste păsări uriașe cu un plus de umbră și protecție împotriva nisipului zburător. Unii dintre cei mai buni ochi sunt cei ai cameleonilor. Aceștia au capacitatea de a se mișca independent,
ceea ce le oferă acestor reptili o vedere de aproape 360 de grade. De asemenea, reptila poate folosi atât viziunea monoculară, adică atunci când ambii ochi funcționează separat, cât și viziunea binoculară, când ambii ochi se concentrează asupra aceluiași lucru. Ariciul de mare violet din California e practic un mare ochi funcțional. Acest lucru se datorează faptului că întreaga suprafață a corpului său e plină de fotoreceptori. Asta face ca ariciul de mare să fie sensibil la lumină, ceea ce înseamnă că poate vedea în orice direcție. Din când în când are nevoie să focalizeze lumina pentru a vedea mai bine. Creatura își folosește spinii pentru a bloca o parte din lumină să-i atingă corpul. Unii ochi din regnul animal au trebuit să se adapteze la climatele foarte calde, cum ar fi cei ai cămilelor, de exemplu. Aceste animale au gene foarte lungi care le ajută să țină la distanță nisipul. Ochiul unei cămile are de asemenea o a treia pleoapă, dar aceasta se întinde din colțul fiecărui ochi. Pentru că mediul lor e plin de particule mici de praf, ele trebuie să-și curețe ochii mai des decât alte specii. Bufnițele au ochi care au o trăsătură comună cu cei ai oamenilor. Ele pot vedea în 3D, la fel ca orice alt prădător. Bufnițele au nevoie de acest lucru pentru a calcula mai bine distanța față de prada lor. Dar aici apare problema. Cum încap acești ochi gigantici în craniul mic al unei bufnițe? Se pare că aceste păsări au trebuit să-și reproiecteze forma ochilor. Ochiul unei bufnițe nu e o sferă, ci e mai alungit. Oasele din craniul păsării au o structură specială numită inel sclerotic. Acesta ajută la susținerea acestor ochi uriași și îi ține la locul lor. Dar din cauza acestor inele, bufnițele nu-și pot roti ochii, care privesc întotdeauna drept înainte. În schimb, ele trebuie să se bazeze pe gât pentru a vedea în jur. Crevetele păun are probabil cei mai complexi ochi din întregul regn animal. Noi, oamenii, avem doar 3 tipuri de conuri în ochi. Acest lucru ne oferă capacitatea de a vedea culorile de la roșu la violet. Crevetele păun are 16 tipuri de conuri. S-ar putea să nu vadă culori diferite de cele pe care le vedem noi, dar are unul dintre cele mai bune sisteme de recunoaștere a culorilor existente. Acești receptori extrem de culoare îi permit să reacționeze la fiecare mică schimbare de nuanță foarte repede, evitând prădătorii. Când te gândești la animale cu ochi cu adevărat unici, oile și caprele nu sunt primele pe lista ta, nu-i așa? Totuși, nu le respingi atât de repede, deoarece pupilele unei capre au forma unor linii orizontale, iar acest lucru are propriul său scop. Datele furnizate de cercetători arată faptul că forma pupilei și orientarea ochilor sunt legate de activitățile zilnice ale fiecărui tip de animal. Să luăm ca exemplu prădătorii mai mari din timpul zilei, cum ar fi lupii. Cei mai mulți dintre ei au ochi orientați spre față și pupilele rotunde. Pe de altă parte, animalele mai mici, cum ar fi șerpii, pisicile sau vulpile, care merg să caute hrană atât ziua cât și noaptea, au pupilele cu fante verticale, mai bine adaptate la vederea nocturnă. Animalele mai vulnerabile, precum caii și căprioarele, trebuie să fie în permanență în alertă, așa că s-au adaptat să aibă pupile orizontale, late sau înguste. Acest lucru le permite să-și extindă câmpul vizual, care e mai larg decât cel al oricărui alt animal. De asemenea, atunci când își țin capul jos, ochii lor se rotesc și își supraveghează împrejurimile.